care este ținut în lagăre, da? Asupra lui acționează momentele, da? Produse de forța 1, 2, 3 și 4. Ce de trasat diagrama momentelor de torsiune. Deci momentul nu este egal cu forța ori brațul. Momentul produs de prima forță este 100 de newton ori 1000 de milimetri. 10 la 5 newton ori milimetru. Momentul 2. Deci este 200 de newton ori 1000 de milimetri. Și este 2 ori 10 la 5 newton ori milimetru. Momentul 3. Este forța 50 de newton ori 500 de milimetri brațul. Și este 25 ori 10 la 3 newton ori milimetru. Momentul 4. Este forța 50 de newton ori brațul 1500 va fi egal cu 75 ori 10 la 3 newton ori milimetru. Acum putem trasa diagramă. Și avem 4 puncte de aplicare. Deci primul moment tinde să rotească, dacă privim din partea asta, tinde să rotească arcul în sens trigonometric. Momentul 2 tinde să rotească în sensul orar. Momentul 3 tinde să rotească în sensul trigonometric. Și momentul 4 tinde să rotească în sensul trigonometric. Diagrama de momente. Deci aici în lagăr nu avem niciun moment. Și am rămas 0. După regula semnelor, dacă calculăm de la stânga la dreapta, deci va fi asta. Și avem. Deci minus 100. Rămâne constantă, deoarece nu avem moment distribuit. Ce și radic se ridică pe valoarea momentului. Și avem un salt în cauza momentului din punctul 2, da? 2 ori 10 la 5. Deci saltul este de 2, dar deoarece aici avem minus, deci o să fie minus 100, de mii plus 200 de mii și de 100 de mii. Aici scade cu valoarea de 25 ori 10 la 3. Deci cu 25 de mii, da? Rămâne constant deoarece pe regiune nu avem moment distribuit. În punctul ăsta este un moment concentrat de 75 ori 10 la 3, care rotește în sensul
trigonometric, se scoate vestea asta, deci cade până la 0 și rămâne constant până la lager. Deci asta este trasarea momentului de torsiune.